Orice decizie pe care o iei în legătură cu organizarea nunții tale ar trebui să înceapă de aici. Cine are nevoie de un hammer la nuntă? Ei, dacă ai suficienți bani și dacă vrei să fie un moment special, poți să-ți faci nunta în hammer. Dacă mirele merge după mireasă la drum lung și vrea să nu se plictisească o oră, două, cine știe cât, de unde și-a adus mireasa, nu se poate, n-are cum să se plictisească în această limuzină. Are televizor, are șampanie la dispoziție și, bineînțeles, poate să-și care cu el jumătate din nuntă. Avem un parc de 5 mașini, mașini axate pe partea de evenimente, mare parte nunți și aniversări și plimbări prin oraș, prezentarea orașului sau banchete. Ne-am propus să organizăm cel mai mare târg de nunți din județul Sălaj. Toată echipa noastră și-a propus să aducem la Zalău un eveniment de calitate, un eveniment care adună, spun eu cu mândrie, peste 90% dintre expozanți sunt producători, ceea ce eu cred că înseamnă foarte mult. Am pornit acest concept tocmai din acest punct. Presupunem că sâmbătă, într-o sâmbătă avem nuntă, da? Și venim la dumneavoastră să ne faceți o ofertă. Ce ne oferiți? În primul rând, v-aș spune să vă gândiți de vreo două ori dacă pasul merită făcut la momentul respectiv. Prea târziu. Da, târziu pentru toți, pentru foarte mulți. Lăsând gluma la o parte, avem o echipă de 10 oameni care se ocupă de la consilierea viitorilor miri până la alegerea celor mai potrivite elemente de decor și invitații, pungi personalizate, sticle, litere volumetrice și alte cadouri care pot fi dăruite pe post de mărturii, rame personalizate, peturi, sticle personalizate, pahare gravate, căni imprimate. Dincolo de ofertele tradiționale pe care le întâlnim la târgurile de nunți, veniți dumneavoastră cu o ofertă inedită, cu toate că vine de pe zona tradițională. Da, cred că am avut curaj, chiar ne-am uitat în jur un pic. Nunta înseamnă în viziunea multora mult glam și totuși noi am îndrăznit un pic să venim din zona românească, autentică, de acolo, din rădăcina noastră și fetele noastre din Șezătoare au pregătit un fel de replică a celebrei mărune pe care o poartă în Sălaj mireasa când se căsătorește și am făcut tricoul ăsta de cununie sau de ce nu, fetele îl folosesc foarte mult la shooting-ul dinainte din dimineața anunții, de regulă. Tradițional nu mai este tradițional în organizarea anunții acum. Nu știu ce mai e tradițional și unde, numai că nunta are atât de multe echipuri și atât de multă lumină în funcție de cum arată sufletul fiecărui mires și la fiecărui mirese în parte. Le oferim niște sigilii din aramă cu care își pot personaliza invitațiile de nuntă, aplicând pe invitații ceară și sigiliu personalizat pentru fiecare persoană în parte, după cerințele clientului. Pe invitațiile de nuntă? Pe invitații, pe mărturii se pot aplica în funcție de numărul de invitații, de la, să zicem, un 250 de lei în sus. Dumneavoastră le faceți? Da, noi le personalizăm după cerințele mirilor. Am pornit afacerea acum 3 ani de zile în satul mare, suntem noi poziționați și am considerat că ar fi o oportunitate bună să ne extindem și pe piața din Zalău, de-aia am venit astăzi cu ofertă de candy bar pentru evenimente, în special nunți. În general, ce se cere la candy bar? Oamenii încep să aprecieze tot mai mult calitatea produselor și gusturile naturale și de aceea și nici produsele noastre nu au niciun fel de ameliorator și mixuri, toate sunt făcute din ingrediente naturale. În Zalău, cum s-ar putea face livrarea? Asigurăm livrare cu o mașină frigorifică, iar prețurile care sunt pentru Zalău au deja inclus transportul în prețul de candy bar, niște prețuri promoționale. La o nuntă de cam 200 de persoane, cam care ar fi costurile? Pentru 200 de persoane ar fi vorba cam de 17-18 kg de prăjituri și ar costa 1700 de lei inclusiv, inclus, cu totul inclus candy barul. Aici intră și partea de
decor, adică toate vasele, recipientele, partea de stegulețe pentru brioșe, tablouaș, etichete pentru produse și transportul. Care este profilul ofertei dumneavoastră? Profilul ofertei noastre, în primul și primul rând, vreau să vă uitați acolo, este pantoful super, super elegant, asortat cu orice fel de costum, bineînțeles, în funcție de preferințele și ideile celui care îl comandă. Trendul de anul ăsta la pantofi? Vreau să vă și arăt. Culoarea anului. Culoarea anului? Bineînțeles, contează foarte mult și cât de mult vrei să-ți împingi extravaganța la limitele permise de societate, chiar dacă, sau chiar și de caracterul tău. Marșați pe extravaganță la nunți? Să știți că am avut foarte mulți clienți care au vrut să iasă neapărat în evidență și atunci extravaganța și-a spus cuvântul. Prima dată, Miri, aleg pantofii sau costumul? Costumul. Costumul. Asta e și părerea mea. În momentul în care avem costumul, putem personaliza pantoful exact cu nuanțele dorite, chiar cu combinația de culori sau nuanțe, până și cu cureaua și, bineînțeles, chiar și cu gravura la data anunții sau absolut orice, numele clientului, orice își dorește. Ați avut cereri mai speciale, le faceți la comandă sau cum? Nu mai pe comandă, lucrăm după ce stabilim clar dimensiunile și măsurătorile tălpii piciorului, în funcție de ceea ce stabilim noi, pe urmă mergem mai departe și alegem nuanța, detaliile, accesoriile, chiar și ața cu care se coase pantoful, chiar și talpa. Și cam cât costă o extravaganță din asta? Depinde de ce materiale folosim. Sunt mai multe tipuri de piele, depinde cum a fost tăbăcită, vegetal, mineral și absolut tot intră aici la ceea ce v-am spus, până și nuanțele, combinațiile de culori sau reacția chimică pe care o produc ele pe pantof. Da. Ce fel de piele folosiți? Din ce animale? Piele de bovină. Folosim o piele specială, mai ales la cei patinați, stilul acesta de pantof. Se numește crast, specialiștii o numesc spuma piei. În stare brută ea vine de culoare albă, după care noi o prelucrăm, aplicăm vopselele, culorile, nuanțele dorite, așa cum a spus, de cei care comandă și în final iese pantoful așa cum și-l dorește fiecare. Creditați serviciul noastră și în rate, cu dobândă de zero puteți să promovați. 3 luni de zile nu plătește nimic clientul, a 4 luni plătește tot, adică respectiv după evenimentul în sine, fără dobândă. Asta e un plus pentru dumneavoastră. Am înțeles. Bine. Suntem aici, așteptăm. Suntem de la Cluj și încercăm să aducem un plus de stil în cadrul nunții. Creăm tortul în temă cu evenimentul. Culorile anului sunt green, de fapt, însă noi am adus o combinație azi de eleganță, culorile luxului, adică navy, blue, gold și cream. Tortul este, pe care îl prezentăm aici, e un tort naked și e una din noile tendințe în materie de nunți. Cea mai mare problemă a mireselor, în afară de rochia de mireasă, e pantoful de mireasă. Așa este. Văd că dumneavoastră nu aveți foarte mulți pantofi albi. Nu mai sunt neapărat atât de mult la modă. Ceea ce noi căutăm să oferim mireselor, viitoarelor mirese, este să le dăm șansa să-și customizeze în totalitate pantoful. Oferim un produs artizanal făcut la Timișoara de un artist plastic, Dumitru Mihaica îl cheamă, este un produs 100% românesc, e de mare succes, are succes și în afara României, producem de asemenea și pantofi de tango, pantofi de dans. Cred că miresele caută să-și găsească un stil și noi le ajutăm să-și găsească acest stil dincolo de minunata rochie de mireasă albă pe care sau crem sau ușor bej, dar în ideea tradițională ușor albă să-și potrivească cum ar veni stilul de rochie de mireasă cu niște pantofi superbi. Le oferiți pantofii gata făcuți sau sunteți dispuși să lucrați cu miresele pentru a avea pantoful pe care și-l doresc? Nu, noi începem producția de la zero pe piciorul miresei. Chiar mai înainte am avut o mireasă cu
un mic detaliu la un picior, facem tot ce este posibil ca ea să aibă pantofi unici pe piciorul ei. Începem producția de la zero. Transform papionul clasic în papion fie mai amuzant, fie inedit. Da, după cum vezi, am papion în formă de farfecă, mustață și se pot face nelimitate modele. Sunt și cele brodate, iară foarte interesante. Am pornit de la ideea papion brodat tradițional, de la tradițiile românești și până la brodate cu mesaje pentru nuntă, Just Married. Asta mi se pare cel mai interesant. Adio dietă, am verighetă. Suntem un laborator de cofetărie, patiserie din CEU Silvaniei, înființat în 2016. Proaspeți pe piață. Proaspeți pe piață. Încercăm să intrăm și pe piața Zalăului. Deși în anul trecut, din fericire, am realizat mai multe nunți și la nivel de Zalău, colaborăm cu, pot să zic, toate restaurantele care ne primesc. În ceea ce primește produsele noastre, ne străduim să păstrăm originalitatea și gusturile tradiționale a produselor. Avem toate gama ceea ce se găsește pe piață, începând cu prăjituri de casă, ceea ce se remarcă, zic eu, că toate cremele, ceea ce sunt folosite pentru produsele expuse, sunt creme preparate de laboratorul nostru. Deci nu suntem de genul cei care, în afară de foarte puține produse ca și Brillo și din astea, nu suntem de genul cel care luăm găleata și umplăm prăjitura. Probabil după ce vă gustați o să vă dați seama că... Adică fiecare prăjitură are crema ei și gustul ei. Și are gustul ei. Asta e diferența. Am văzut că albul nu prea mai este la modă. Nu, este la modă ce ne place. Avem și mirese care le place alb și care le place ivoar. Depinde de mireasă, nu neapărat că nu este la modă. Chiar anul ăsta chiar am făcut multe comenzi pe alb. Se mai poartă voalul? Da, se poartă și voalul, oaletele se mai poartă, accesoriile se poartă foarte mult acum. Colecția 2017 de la cuprinde și rochii de mireasă sirenă și prințesă, 2-in-1, care este foarte practică. Sunt multe mirese care nu se pot hotărâ între sirenă și prințesă și atunci am venit cu varianta să facem 2-in-1. Adică sirenă pe deasupra, se face o fustă de tiul și o să fie și prințesă. Orice pentru ca miresele să fie fericite. Exact, exact, da. Sunt și solicitări mai extravagante? Pe sălaj nu prea. Nu îndrăznesc fetele, probabil.